mari! Ce-ai neapădeat? Bine zis și ne-ai zis că unde-i minte multă e și prostie. Dar cum ți-a trecut ție prin cap că o să ajungi la domn general Dragalina? Am să ajung. Ce? Mâncași boți, fatu. Vrei să dăm de bucluc? Da, Lopătene, știți ce-am ordonat eu, sergent Teodoroiu? Acum și că pleacă vinul. Haide. Domnul Cotenit, aș vrea să vă rog să... Inutil, domnișoară, n-avem timp de romantisme acum. Nicolae, executarea. Să le să trăiți. Hai. Hai să mă ajut, bă, frate. Așa vorbești tu cu domnul Cotinent. Măi, fată, măi. Îmi dăduse mama să-ți aduc o pâine, dar o pierdui. Ai grijă, Nicolae. Păzește-te. Că Ion al nostru. Rab, domnișoară. Rab, că trebuie să mi sor băiatul. Trebuie să-i fac casă. Ai așa băiat mare, neapădeat? Aș cam avea. În câte suntem azi? În 15. Zilele astea trebuia să-mi nască muierea. Dacă nu s-o fi grăbit, să vină mai repede pe lume. Cine? Păi nu-ți spusei? Fiii meu. Apă. Apă. Oprește! La ce spital lucrez, cercetaș? Nu lucrez la niciun spital, domnule ofițer. De fapt, am fost repartizat de la spitalul de campanie numărul 9. Cum ai ajuns aici? Am fost pe front. Am vrut să ajung la domnul general Dragalina. Chiar la el? Dar ce dolență ai? Să vă spun și dumneavoastră, dar eu vreau să luptez pe front și nu mă primește nimeni voluntar. Știi să tragi cu arma? Nu, dar învăț. Nu e ușor să fii soldat. Acum nu mai e timp de învățat. Mai bine du-te la spital și îngrijește de răniți. Bănuiam eu că-și dumneavoastră o să spuneți la fel. Tot la domnul general Dragalina mi-e mie nădejdea. Numai el m-ar înțelege. Tot așa ți-a răspunde și el. Și nu mai umbla așa dezbrăcată. Că ai să te îmbolnăvești. Și e mare nevoie de fete inimoase ca dumneata. Cine e
era? Domn general Dragalina.